în inima Constanței, cât mai aproape de pacienții noștri. La OCH internăm și operăm. Putem să oferim și servicii de prevenție. OCH mai mult decât chirurgie. Este un algoritm pentru prevenție, medicina primară. Algoritmul calculează instantaneu. Acesta este un model consacrat în lume. Și scoate exact ce trebuie să facă. Inaugurăm astăzi atât o nouă policlinică OCH, cât și o nouă modalitate inovativă în premieră națională de prevenție a bolilor cardiovasculare și a bolilor neoplastice. După cum știți, la OCH internăm și operăm prin cele două departamente de oncologie medicală și chirurgie oncologică mulți pacienți cu afecțiuni neoplastice. Din păcate, mulți dintre acești pacienți ajung la noi în stadii avansate ale bolii atunci când tratamentul lor devine complicat, iar suferința semnificativă direct proporțională cu complexitatea tratamentelor pe care le aplicăm. Pentru a veni în sprijinul acestor pacienți, în ultima perioadă am investit semnificativ atât în departamentul de imagistică al spitalului, prin achiziția unor echipamente de înaltă performanță de diagnostic, un computer tomograf și un aparat de rezonanță magnetică, dar am investit și în servicii suport pentru pacienții noștri oncologici, servicii de consiliere psihologică, de determinare genetică, precum și în îngrijiri paliative. Și în linie cu deviza noastră OCH mai mult decât chirurgie, credem că a venit momentul să investim sau să facem ceva și pentru depistarea în stadii incipiente ale afecțiunilor neoplastice. Astfel s-a născut ideea conceperii unui card al OCH-ului care să aibă un algoritm de prevenție personalizată pentru acești pacienți și pentru aceste boli. Și pentru ca acest algoritm să poată fi aplicat cât mai multor pacienți, având în vedere că policlinica noastră din incinta spitalului OCH este supra-solicitată și supra-aglomerată, am decis să venim, așa cum a spus, în Constanța, în inima Constanței, cât mai aproape de pacienții noștri. Credem că prin această nouă facilitate, ca și prin facilitățile pe care le avem disponibile la spitalul OCH, putem să oferim și servicii de prevenție la acelea standarde înalte pe care le oferim pacienților de când am deschis. Ce vor găsi pacienții care vor veni aici? Este această policlinică o soră mai mică a spitalului? Găsim toate specialitățile, specializările cu fiecare medic în parte? Sau ce va fi efectiv aici? Ce pot să face aici? Vom găsi peste 40 de medici, specialiști și primari, majoritatea cadre universitare, care oferă consultații și tratamente în 20 de specialități, în principal medicale. Vom găsi un compartiment de spitalizare de zi, cu 5 paturi în specialități medicale, un punct de recoltare analize Sinevo ca și la spitalul OCH și de asemenea avem amenajat și un centru de imagistică care mai puțin de o lună va fi dotat cu un echipament de rezonanță magnetică și un mamograf cu tomosinteză, toate venind în sprijinul și asigurând calitatea și siguranța pacienților pe care o asigurăm și la spitalul din Ovidiu. Și m-ați întrebat că este o soră mai mică, într-adevăr așa arată, este o soră mai mică. Policlinica are aproximativ 600 de metri pătrați și a fost proiectată și amenajată de același cuplu arhitect-constructor care s-a ocupat și de proiectarea și construcția spitalului de la Ovidiu. Pentru pacient este foarte important că află exact ceea ce are ca și factor de risc, factor de protecție și ce riscuri are în momentul respectiv. În plus față de asta află exact ce trebuie să facă, pentru că știți că românul și noi zicem când avem o problemă sau o dilemă, care este fraza? Dom'le, mă duc să-mi fac toate analizele. Toți zicem că ne facem toate analizele. Numai că analizele nu trebuie să le faci pe toate și doi, nu, numai cu analize din sânge nu rezolvi problema. Și există un complex de investigații specifice pentru a diagnostica precoce fiecare boală. Algoritmul de prevenția personalizată și prevenția la risc înalt este un concept care nu este nou. Este modelul de prevenție care se face în Occident, în Uniunea Europeană. Sunt două modele. Fie screening care este general și spune, domnule, peste 50 de ani fă o colonoscopie. Cine? Păi dacă ai peste 50, fă o colonoscopie. Punct.
dar eu fac și aia, așa, așa, să o fac mai devreme? Nu. Prevenția personalizată zice pentru fiecare persoană, pentru tipul de risc ce trebuie să facă. Și acesta este un model consacrat în lume. Da? Noi nu l-am avut până acum, astăzi lansăm acest instrument care folosește acest model. E algoritmul, pe baza tuturor datelor individului, compară toate aceste date cu toate ghidurile care sunt incluse în el și scoate exact ce trebuie el să facă. Ce fel de afecțiuni ar putea fi diagnosticate prin această metodă? Deci, vorbim de bolile cardiovasculare și de cancere, în primul rând, de sân, de colorectal, de col, pulmonar și de prostată, pentru că în România boli cardiovasculare și cancere reprezintă 80% din mortalitate. Și mai avem și depresia și diabetul, care sunt bolile emergente ale secolului 21. Și cât timp ar putea să aibă pacientul un diagnostic complet? Pacientul este un algoritm pentru prevenție, medicina primară, are recomandări și ghidaj unde să se ducă. Algoritmul calculează instantaneu toate aceste lucruri, pacientul are un raport detaliat cu ce are, ce ar trebui să facă, unde să se ducă, cu ce investigații, la ce moment, la ce specialități, iar el poate să facă toate aceste investigații, probabil în câteva săptămâni, și apoi se întoarce la medicul de medicină generală, se reintroduc în algoritm toate informațiile obținute din analize, se recalculează toate riscurile, se refac toate recomandările. În felul ăsta, dacă am face și noi în România ce fac pacienții în Occident, și anume o dată pe an să faci o prevenție cu un astfel de instrument, ajungi făcându-le să stai în zona de risc căzut, asta înseamnă că o să treci mai mult și mai bine, sau în plus ajungi să identifici aceste boli în stadiu incipient. Și dacă sunt identificate în stadiu incipient, bolile care v-am vorbit mai devreme sunt, dacă nu vindecabile, cel puțin pot fi ținute sub control. Și în felul ăsta omul este mai bine. Cu ce ajută pacienții noul CardoCH? Cu ce ajută cardul pacienții? Păi, în primul rând, acest card este un instrument de acces. OCH a decis, ca să susțină tot acest efort de prevenție personalizată real, prin asigurarea unui pachet întreg de servicii cu discount, dar sunt serviciile acelea de care omul are nevoie. Deci, atenție, nu este un card gen abonament care are un pachet de servicii care sunt la un preț. Da? Sunt toate serviciile necesare conform ghidurilor de practică europene. Și OCH-ul a decis să pună toate aceste servicii cu discount.